Bună dimineața, mă bucur tare mult că sunteți alături de Prima Oră. După meciul de ieri și agitația asta cu Cristiano Ronaldo, zic să ieșim un pic în afară, să facem un interviu, să mai vorbim despre altceva, cât se poate să vorbești despre fotbal și fotbal. Vorbim despre frumusețe, despre rețele de socializare, despre conținut fashion, pentru că în această dimineață alături de noi este Valeria Lungu, pe care am prins-o la București. Bună dimineața! Bună dimineața! Îți place să ți se zică fashion blogheriță sau creator de conținut? Creator de conținut. Creator de pentru conținut. Că nu fac doar fashion, fac și alte lucruri și atunci mi-ar plăcea să fiu numită creator de conținut. Ai luat un premiu frumos, apropo, ca fiind unul dintre cei mai de succes creator de conținut și fashion blogherițe din România. Ce înseamnă pentru tine acest premiu? Este dovada muncii mele de câțiva ani încoace și mă bucur că într-un final, ținând cont că 2 ani la rând am luat locul 2, acum, într-un final, al treilea an iau locul 1 și asta mă bucură și mă face să lucrez și mai mult și mai mult că să iau premii în fiecare an. Așa, o curiozitate, acest premiu ține doar de, nu știu, e prestigios pentru că sună locul întâi, fashion blogheriță din România, sau presupune și o remunerare bănească, niște contracte ulterior? Cum se întâmplă? Noi nu prea pricepem încă aici, că nu avem așa concursuri, de fapt. Da, în fiecare an, în funcție de premiul pe care l-ai, sau poate, da, nu neapărat ai luat un premiu, sunt implicați foarte multe branduri. Așa. Și atunci brandurile te remarcă și ulterior vin la tine și colaborează cu tine pentru munca pe care ai depus-o. Pentru că sunt destul de multe branduri, sunt destul de mulți influenceri, creatori de conținut, vloggeri și așa mai departe și atunci brandurile nu neapărat te cunosc, iar asta, aceste premii sunt tocmai oportunitatea pentru creatorii de conținut să ajungă acolo. De la mână, locul întâi a fost remunerat cu un telefon și niște căști. Aha, am priceput. Să înțeleg că după concurs ai avut niște contracte încheiate, ai încheiat niște contracte cu cineva din brandurile. Încheiasem deja contracte cu cineva înainte de concurs anul trecut. Mă bucur enorm de mult de această oportunitate. Fain. Lumea se uită uitându-se pe paginile tale de Instagram, TikTok, se întâmplă lucruri, călătorești foarte mult, ești frumoasă, distracția, alea, și pare totul foarte simplu. Cum e, de fapt, munca asta de vlogger, blogger și creator de conținut? Ceea ce ține de tine, de exemplu. Sincer, astăzi dimineață și ieri și alaltăieri și ultimele două luni mă trezesc super complicate dimineață pentru că am un program atât de aglomerat încât nu reușesc să-mi văd propria mamă, dar îmi super place și este destul de greu, dar frumos în același timp. Atunci când vezi rezultatele, asta contează, și atunci când publicul și oamenii care te apreciază te urmăresc, YouTube, Instagram și TikTok, îți dai seama că asta merită. Dar în spatele acestor chestii stau zile și ore filmate, editate, state la birou și așa mai departe. Valeria, ai o echipă în spate sau te descurci pe cont propriu? Pentru că la câte filmulețe faci, la câte ședințe ai și alea, bănuiesc că e complicat să faci pe cont propriu totul. Pe partea de foto-video mă descurc singură. Serios? Clar, atunci când... Păi cine îți face pozele astea? Iată pozele astea, că vedem acum niște poze super frumoase, te descurci singur. Cine ți le face? Eu. Tu rogi pe cineva, vă rog să-mi faceți o poză sau pui telefonul? Este trepiedul. Incredibil. Este trepied. Ce tare! Asta îmi pare tare de tot. Adică eu eram absolut sigură că ai pe cineva care îți face acest poze, video și alea. Nu, am încercat să fac tot felul de clipuri pe Instagram unde arăt oamenilor cum fac pozele singură. Aha. Le pun pe trepied, apoi conectez telefonul și mi le fac singură. Merg cu trepiedul și cu telefonul și cu telefonul, cu camera și cu troller după mine prin oraș sau unde mă aflu și atunci fac aceste poze. Dar clar, în anumite situații am pe cineva alături de mine. Poza aia în care hergelia aia de cai și tu ești în mijlocul cailor, ai făcut-o singură? Sunt alături de cineva. Mi-a părut incredibilă poza aia. Aha.
Am fost atunci cu o echipă, da. Am fost cu Raf și cu asistenta mea. Deja în funcție de proiect, bănuiesc că sunt proiecte unde mergi cu cineva și sunt proiecte unde o faci și totul pe cont propriu. Zi-mi, te rog, da, exact. Cei care poate încă nu te urmăresc, dar o vor face după această emisiune, ce găsesc pe pagina ta? De ce ești diferită de ceilalți creatori de conținut și ce au de învățat de la tine? Cu ce sunt diferită? În primul rând, eu nu abordez un anumit subiect și anume, probabil, fashion. La fel cum nu abordez anumit subiect doar make-up. Eu abordez foarte multe subiecte și anume make-up, fashion, travel, locuri unde să vezi, cum să-ți aranjezi părul, skincare și așa mai departe. Deci, practic, la mine pe pagină poți să vezi foarte multe lucruri care te pot motiva sau care te pot ajuta. Asta, cum e jobul tău de bază? Adică reușești să trăiești viața pe care ți-o dorești tu? Nu mai faci actorie sau mai faci? Cum e la acest capitol? Nu am timp, efectiv nu am timp. De unde știu ai venit? Da. Spune. Da. Ieri mi-am petrecut toată ziua alături de piarița mea pentru că a mers cu mine la toate evenimentele. Așa? Și zicea, cum faci față? Că eu am venit o zi cu tine și am impresia că dorm pe tine la volan. Și zic, uite, așa e fiecare zi, dorm pe mine. Ești tânără, ești frumoasă, ești energică, eu cred că o să te țină încă ani buni. Zi-mi, te rog frumos, de unde ai venit? Că ai fost undeva și care e următoarea vacanță? Unde preconizezi să pleci? Pentru că știu că tu, da, călătorești foarte mult. Am venit din Grecia, am fost în Santorini pentru o săptămână. Cred, înainte de asta am fost în Londra, înainte am fost în Ibița, înainte și așa mai departe. Iar acum o să merg la Fashion Week. Wow. În Milano. Dar pe ce dată e Fashion Week cu Valeria? Că eu încurc datele. Cred că a început astăzi. A și început. Dacă nu greșesc. A și început, da. Și cât ține? Vreo lună, nu? În funcție de evenimente, cred că ține încă vreo două săptămâni ulterior se mută la Paris. La Paris. Deci, cred că e o săptămână în Milano, apoi Paris. Acum a fost înainte de asta New York. Aha, wow, ce tare! Și eu sunt mega fericită că o să fiu acolo deja al doilea an consecutiv. Ce tare! La New York? Sau la Fashion Week? În Milano. Aha, Fashion Week. Apropo, la un moment dat spuneai, inclusiv pe aceleași rețele de socializare, dar și în cadrul câtorva interviuri, că plănuiești să te muți în Dubai. Vrei să cumperi și un apartament, ceva din câte am văzut eu. Te mai gândești sau totuși stai la București până una alta? Mă gândesc, în momentul de față, am foarte multe proiecte în București și ar trebui să fiu o perioadă aici. Așa. Și în legătură cu apartamentul, încă caut ceva, caut acolo un apartament sau vreau să iau în București o casă. Ce, adică se câștigă bine din activitatea pe care o ai, Valeria? Pentru că un apartament în Dubai, știu că e ceva. E un pic. Da, se câștigă, Lili, se câștigă. Da? Nu, serios, acum, că sunt alte prețuri. De ce te întreb? Pentru că la noi, adică la noi, o postare costă 300-400 de euro, alea nu știu ce, acolo sunt alte costuri, e vorba de 1000 de euro pentru o postare, pentru un proiect, pentru... Se câștigă, nu? De ce nu ziceți că se câștigă? Pentru că se câștigă, că e muncă și asta. Da. Da, și gata. Asta e bine, că ești femeie independentă. Se câștigă pe proiect în funcție de cât de mare este proiectul și așa mai departe, complexitatea lui, pentru că aici vorbim de câteva story-uri, vorbim de câteva prezențe la eveniment, vorbim de câteva reel-uri, clip-uri și așa mai departe, complexitatea lor, de ce brand, cu care brand lucrezi și așa mai departe. Cât de bogat adică, e brand-ul, da, asta e adevărat. Zi-mi, te rog, dar care a fost cel mai mare contract al tău? Ordin de 10.000 de euro, există așa contract? Ai avut așa contract? Da. Da. Ok, interesant, dar știu că... Depășește, să zic, în medie... Adică, să zicem, de la 20 până la 50.000 de euro. Un contract bun. E
Eu îți doresc multe contracte bune, Valeria, pentru că lumea, într-adevăr, crede că e foarte ușor, dar e complicată și toată treaba asta, pentru că jertfești foarte mult ce ține de sărbători, viață personală, pentru că trebuie să recunoști și tu, ți-e greu să-ți construiești o viață personală cu un om care te vrea aproape, iar tu ești azi acolo, mâine, dincolo și tot așa. Nu, peste tot, exact. Asta e un aspect foarte important, pentru că niciodată nu știu unde mă aflu mai departe și cumva nu am o direcție stabilă atunci când vine vorba de chestia asta. Acum ai pe cineva, e un bărbat care suportă aceste plecări? Da, este camera mea foto, este bărbatul meu, foarte fidel. Băieți, ați auzit? Doar că fata face singură banul și e independent, așa că, da, nu o cuceriți cu una, cu două. Și repejor ne zici, repejor ne zici că s-a terminat timpul nostru de emisie, dar sugerează-ne câteva destinații pentru această toamnă. Care crezi că sunt cele mai ok? Cred că Italia ar fi un loc unde v-ați putea duce, pentru că este foarte și foarte frumos. De acord. Și da, dacă după aia vine Londra, Europa în primul plan, și dacă iarna vă place la căldură, mergeți Maldive, în Bali. Ah, sau Bali. Și... Mm-hmm. Da, exact. Tare de tot. Valeria, mulțumesc tare mult că ai găsit pentru noi timp în această dimineață. Savurează viața precum o faci, distrează-te, fă bani, pentru că ești tânără, tânără, ești energică și atunci, de ce nu? Așa e. Te mulțumesc mult pentru interviu. Cu mare drag. Să ai zi frumoasă. La revedere. Pa, pa. Toate bune și distracție plăcută la Fashion Week la Milano. Mamă, ce tare sună. Pa, te-am pupat. La revedere. Wow, am vorbit cu Valeria. Zici că suntem în altă lume, Republica Moldova. Noi Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Avem și noi chestii cu care putem să ne mândrim. Și da, acum vrei, nu vrei, ceea ce se întâmplă pe online motivează foarte multă lume să facă chestii extraordinare. Și atunci mă bucur că avem exemple pozitive în acest sens.